Psalmul 47, pe care l-a citit fratele păstor Dorin Juravlea și din care a predicat cum l-a ajutat Dumnezeu, face parte din psalmul acesta, face parte, așa cum menționa și el, din psalmii regali, pentru că vorbește despre regalitatea lui Dumnezeu și despre regalitatea Sionului ca și cetate a lui Dumnezeu așezată pe munte. Așa că aș vrea să spun și eu câteva cuvinte și o să repet, întărind, fără să insist, ideea pe care el deja a prezentat-o, și anume faptul că mai mulți psalmi dintre psalmi sunt scriși de fiii lui Core. Core, Datam și Abiram au fost trei răzvrătiți pe care Dumnezeu i-a pedepsit într-un mod foarte violent, pentru că s-au răzvrătit împotriva Domnului și împotriva robilor lui Dumnezeu. Dar uite că dintr-un astfel de om răzvrătit, Dumnezeu scoate o sămânță nouă care privește diferit viața, se raportează diferit la Dumnezeu și la slujbă, și bunica mea spunea că nu este neapărat necesar ca dintr-un om rău să iasă copii răi, dar nici dintr-un om bun să iasă copii buni. Este adevărat că noi suntem educați într-un anumit context de anumiți oameni care au defectele lor, care se transferă și asupra noastră într-o oarecare măsură, dar atunci când noi ieșim de sub autoritatea părinților și ne confruntăm cu diversitățile vieții, mergem în propria noastră viață și ne facem prietenii noștri, anturajul nostru, noi avem ocazia să vedem la alții lucruri bune sau rele și prin comparație să ne corectăm de greșelile pe care le-am adoptat inconștient, fiindcă eram micuți, de la părinți, de la prieteni, de la mediile unde am fost influențați prin educație. Fiii lui Core, acesta este antetul la mulți psalmi, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 84, 85, 87 și 88. Ce erau psalmii? Erau cântări de laudă. Noi asta vă puteți imagina că noi ne mirăm cum un om ca David, care a comis un păcat de curvie, de adulter, el care avea o grămadă de neveste și i-a omorât bărbatul femeii încercând să se ascundă, cum îl numește Dumnezeu om după inima lui Dumnezeu? Și cum ține el cont de David și după ce a murit, atunci când se gândește la fiul său Solomon și în contul tatălui său? Îl mai lasă la domnie până când moare și apoi rupe împărăția. Cum? Păi, frații mei, David a compus foarte multe cântări, mulți psalmi, și în cântările acelea el s-a pocăit de păcatul lui. Deci cântarea era: ai milă de mine, Doamne, că oasele mi se topesc încercând să ascund păcatul, dar ți-am mărturisit păcatul și m-am eliberat. Și asta era cântare de laudă pe care se cânta la templu. Se cânta la casa lui Dumnezeu, nu la templu. Vă puteți imagina că el a compus o cântare despre păcatul lui și despre pocăința lui. Care dintre noi îndrăznește să compună o cântare care să se cânte în adunare de 2, 3, 5, 10 ori pe an? Cântare care vorbește despre pocăința noastră pentru că am fost niște nemernici, niște păcătoși. Și ăsta era rege, nu era oricine. Vă puteți imagina ce libertate a avut în fața Domnului să se pocăiască public? Păi, cât a fost păcatul lui de mare, pocăința a fost un pic mai mare decât păcatul lui. Pocăința noastră are mare trecere înaintea lui Dumnezeu, atunci când nu încercăm să spunem, păi, din cauza lui ăla. Când noi păcătuim, nu păcătuim din cauza nimănui. Nu există să păcătuim din cauza cuiva. Că cineva ne ajută să păcătuim mai bine, mai repede, mai ușor, asta poate fi adevărat, dar nimeni nu e responsabil de faptul că noi am păcătuit. Nu există cineva să păcătuiască din cauza cuiva, asta este o scuză jenantă, care nu seamănă deloc a pocăință, seamănă a ipocrizie. David a spus: eu sunt, Doamne iartă-mă, și asta se cânta în casa Domnului.
A fost un om special, tot la fel fiul lui Core, fiul unui răzvrătit public, au ajuns niște oameni care conduceau cântările în adunare. Dintre ei au fost și leviți, dacă citim în Cartea Domnului, spre exemplu, Numeri, capitolul 16, unde se scrie despre răscoala tatălui lor, însă în 1 Cronici, capitolul 4, Scriptura ne spune că din cele 24 de cete, fiecare cânta câte o oră, ziua și noaptea, ziua și noaptea, să existe prospețime, nu cânti așa adormit, să existe pasiune, râvnă. Dintre cele 24 de cete, 12 erau conduse de fiul lui Core. Vă puteți dumneavoastră da seama ce trecere au primit oamenii ăștia în popor, încât jumătate din grupele astea erau formate din seminția lor, din neamul lor. Iar tatăl lor a fost un om așa cum a fost. Nu mai judecați o familie pentru greșeala unuia din familie, că nu este nici pocăiește și nu e nici omenește măcar. Abțineți-vă de la judecată, că nu-i geabul nostru. Dacă cineva e rău și noi la fel suntem de răi, doar poate că pe noi nu ne-am prins. A judeca înseamnă a fi mai rău decât ăla pe care îl judecăm. Asta demonstrează un spirit de mândrie și de părere înaltă despre sine. Uitați-vă ce poate să iasă dintr-un răzvrătit. Niște oameni care conduc cântările o perioadă lungă de timp în Israel. Încurajați-i pe oameni, ridicați-i pe oameni, împingeți-i în față pe oameni, vorbiți-le mângâietor oamenilor. Pentru că dacă un bolnav, doctorul i-ar spune, nu ți-ar fi rușine, obraznicule, ai venit aici cu cancer, ce cauți la mine așa de bolnav, du-te de aici că nu te tratez, mă ocup și eu de o scrânteală, mă ocup și eu de o apendicită, de o amigdală, a nu veni la mine cu cancer să mă faci de rușine că n-am reușit să te vindec. Ce-ați zice de doctorul ăla? Păi mă gândesc ce-ați zice. Scriptura spune, cine este bolnav are nevoie de doctor. Frații mei, unde vreți să se ducă oamenii ăștia care au păcătuit? Credeți că le-ar fi mai bine dacă nu mai vin la biserică? O să se ducă înapoi de unde au păcătuit, în cluburi, în anturajele lor, în drogurile lor? E mai bine acolo decât la adunare? Se vor pocăi acolo? Nu! Cu ce ne încurcă dacă stau acolo pe un scaun și ascultă și el? Dacă copilul nostru ar fi așa, unde v-ar place să fie, aici sau acolo? Oameni dragi, dacă noi nu există dragostea lui Dumnezeu, păi nu mai există nicăieri pe pământul ăsta. Trebuie să iubim mai mult pe cei care au mai multă nevoie de iubire. Că la spital dacă vine unul cu un picior lovit și vine și unul făcut praf de o mașină, pe ăla cu piciorul dă la o parte că mai poate să aștepte o jumătate de oră și îl bagă pe ăsta care stă să moară. Dacă un doctor știe să facă asta, noi pocăiți nu știm să facem asta. Dar cu ce ne ocupăm? Ce presupune să fii pocăiți? Să arătăm cu degetul, demonstrând că noi suntem mai buni? Uitați-vă la exemplu fiilor lui Core. Dintr-un om rău ies niște copii de excepție, care cântă laudele lui Dumnezeu. Fraților, vă rog, dați-le șanse oamenilor. Vă rog, rugați-vă pentru ei, rugați-vă pentru familii, rugați-vă pentru fiii risipitori. Știți de ce? Un copil care crește în adunare, el nu o să poată uita niciodată tot ce a văzut și tot ce a auzit. Niciodată. Chiar dacă trăiește în păcatele cele mai grave, cu o parte a inimii lui, el regretă păcatele pe care le face. M-am întâlnit odată cu un om care îmi spunea că atât de mizerabil se simte, încât se duce și face shower, pentru că în mintea lui este ca și cum Dumnezeu îi spală păcatele cu apa aia care curge pe el. Și îmi spunea, mă simt un pic mai bine, parcă e așa un fel de simbol, un fel de comparație care mai mă mângâie. Și îl întrebam, de ce nu vii? Spunea, încă nu pot, dar nici acolo nu mă simt fericit, pentru că toate cântările sunt aici, toate predicile pe care le-am ascultat sunt aici, toate botezurile care s-au făcut în adunare sunt aici în mintea mea și astea nu-mi dau pace. Cine a copilărit în biserică,
va rămâne prizonierul amintirilor din biserică. Trebuie numai ca o ploaie binecuvântată să vină rugăciunea noastră pentru oamenii ăștia și când îi vedem să nu le întoarcem spatele. Ar trebui să mergem direct la ei, în magazin, oriunde ne-am întâlnit cu ei și să le spunem: mă bucur că te revăd. Ce mai faci? Cum îți merge? Fără să-l atacăm frontal. Cum îți merge business-ul? Cum îți merge familia? Auzi, sugerez să mai vii pe la biserică, măcar o dată la jumătate de an. Nu puneți greu pe el, că nu poate. Doar așa, frumos, finuț, că așa vă place să vorbiți cu ai dumneavoastră. Așa vorbiți și cu alții. Oamenii lui Dumnezeu, noi trebuie să fim niște oameni înțelepți. Noi trebuie să fim niște oameni care ridicăm, care mângâiem, că și pe noi ne-au ridicat alții. Iar dacă nouă ne-a dat mai mult, ne-a dat Dumnezeu mai mult har, poate că ei n-au avut parte de așa de mult har, dar noi ne comportăm ca și cum din puterea noastră vine harul care ne l-a dat Dumnezeu într-o mai mare măsură. Un al doilea lucru pe care vreau să-l surprind este diversitatea cântărilor, că psalmii ăștia vorbesc despre cântări. Fratele Dorin remarca faptul că de 4 ori în psalmul ăsta se vorbește despre cântați, 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 cântați. Și dacă ne uităm în Scriptură, se vorbește despre o cântare înțeleaptă. Dar acest adjectiv, înțeleaptă, nu este singurul adjectiv care însoțește subiectul. Și se vorbește în Scriptură despre cântare de jale, despre cântare de laudă, despre cântare nouă și despre cântare înțeleaptă. V-ați gândit vreodată că o cântare trebuie să fie și înțeleaptă? Dumneavoastră, ce părere aveți? Ce înseamnă o cântare înțeleaptă? Nouă? Știm ce înseamnă o cântare nouă. Probabil că e cel mai ușor să ne dăm seama. Probabil înseamnă că n-a mai fost cântată. Acum o cântăm noi prima oară. O cântare de jale este la o mormântare, la un necaz, la o amărăciune. O cântare de laudă e o cântare care îl onorează pe Dumnezeu, adică îl vorbește de bine, remarcă ce a făcut Dumnezeu pentru oameni. Dar o cântare înțeleaptă ce înseamnă? Vedeți că este greu să explicăm ce știm? Să știți că e greu să spui ce știi. Nu e ușor să spui ce știi. E mai ușor să înțelegi un lucru decât să-l explici. Noi toți ne cam imaginăm ce înseamnă o cântare înțeleaptă. Dar ca să explici lămurit și simplu, concret, ce înseamnă o cântare înțeleaptă, este mai greu. O cântare înțeleaptă, printre altele, înseamnă o cântare cu scop. Nu cânta de dragul de a cânta. Adaptează cântarea la situația de față. Dacă ești într-un loc unde oamenii sunt mai tineri, potrivește-o pentru ei. Dacă oamenii sunt într-un moment de durere, adaptează ceva la starea lor. Că dacă mie mi-e sete și dumneata îmi dai să mănânc, și dacă mie mi-e somn și dumneata mă trimiți la muncă, e asta înțelepciune? Nu! Cum dorește cerbul izvoarele de apă, da? Cerbul nu dorește izvorul de apă după ce a băut apă, nu? Nu, nu, nu după ce a băut apă îi trebuie lui izvor de apă. La fel și cântarea înțeleaptă, în primul rând trebuie să aibă un scop. Apoi, să se potrivească. Dacă încerci să bagi, eu știu ce să zic, un frigider în portbagajul la o mașină mică, sedan, așa, din aia obișnuită, nu încape, mă, oameni buni! Nu se potrivește. Poți să-l bagi într-un minivan, într-un pick-up truck, eu mai știu ce, într-o mașină mare. O cântare înțeleaptă trebuie adaptată, trebuie să se lipească, trebuie să ridice, trebuie să mângâie, trebuie să bucure. Nu e așa cântată de dragul de a o cânta. Nu e ușor să cântăm. Să cântăm în sine e ușor, dar să cântăm potrivit, adaptat, nu e așa de ușor, cum nu e ușor nimic ce facem pentru alții. Aș vrea să
mă opresc, că timpul a expirat, spunând încă un lucru. Atunci când noi vorbim despre psalmul acesta cu numărul 47, spunem și faptul că acești trei psalmi vorbesc despre biruința lui Dumnezeu. Toți acești trei psalmi se completează unul pe altul și ei au fost scriși cu scopul aplicat de a explica și înfrângerea armatelor asiriene din timpul lui Ezechia. Cei mai mulți cercetători ai Bibliei vorbesc și de aspectul istoric al psalmilor, nu numai de cel teologic. Cel teologic spune, psalmii sunt regali, vorbesc despre domnia lui Dumnezeu, vorbesc despre grija pe care o are Dumnezeu de Sion, de fiii Sionului, despre biruința Domnului când își protejează poporul. Acestea sunt aspecte teologice care se potrivesc oricând în timp. Dar cercetătorii Scripturii au încercat să înțeleagă când fiii lui Core au scris asta. Au scris-o doar referindu-se la venirea lui Mesia cândva la sfârșitul timpului sau s-au legat și de niște evenimente concrete din generația lor. Când David vorbea despre lucrurile astea, aplicația era pentru viitor, teologia, dar în timpul acela el a avut probleme cu socrul lui, a avut probleme cu fiul lui și a avut probleme cu cel mai bun prieten al lui, înțeleptul om de la curte, care l-a luat pe fiul său și l-a învățat cum să se întoarcă împotriva lui taică-so. Tot la fel Ezechia a avut probleme cu asirienii care au venit și au cucerit regatul de sud, pe Iuda, la câteva zeci bune de ani după ce a căzut regatul de nord. Psalmii aceștia pun teologia în experiențele practice ale oamenilor care au trăit, că nimeni nu poate să vadă viața decât prin propria lui experiență. Ce vreau să spun este că dacă un om e bâlbâit, el și când spune adevărul e bâlbâit, și când minte e bâlbâit, și când vorbește în casă e bâlbâit, și când vorbește în biserică e bâlbâit. Pentru că ăsta e un specific al lui și tot ce face el trece prin experiența lui de bâlbâială. Noi nu putem vedea viața decât prin prisma experiențelor noastre. Spre exemplu, dacă se vorbește despre un lucru femeiesc sau despre o mamă, despre o soție, despre o bunică, mai bine se asociază femeile cu experiența asta decât un bărbat. Dacă se vorbește despre război, despre luptă, despre sabie, despre victorii, mai bine se asociază cu bărbații, pentru că se încadrează mai bine în stilul lor de viață, în experiența luptelor lor. Oamenii lui Dumnezeu, cartea asta nu este o carte veche. Este adevărat, ea are câteva mii de ani, dar nu-i veche prin mesajul ei, este veche doar prin faptul că e de mult între oameni. Dar mesajul ei e la fel de proaspăt. Psalmul 47 spune următorul lucru, Dumnezeu își protejează casa lui, Sionul, cetatea, Dumnezeu protejează poporul lui, adică ne protejează pe noi și pe copiii noștri și pe nepoții noștri. Pentru că așa cum noi ne luptăm să ne protejăm copiii, unii dintre ei merită mai mult, alții mai puțin, dar noi îi îmbrățișăm pe toți, că așa e tata și mai ales mama. O fi Dumnezeu mai rău decât tata și mama de pe pământ? Bazați-vă pe Domnul, țineți-vă de Domnul, lăudați-L pe Domnul. Atunci când se cântă, fraților, n-are nicio importanță dacă vă place cântarea sau nu vă place. Nu v-ați gândit că dumneavoastră cântați Domnului, nu vă cântați dumneavoastră. Aici n-am venit ca să facem ce ne place nouă, aici am venit ca să ne lăudăm stăpânul. Și dacă cântarea asta o aleg cântăreții, îmi ionez și eu vocea mea, mi-a să știți că eu nu cânt bine. Și câteodată cânt mai tare și îi văd pe ăștia de aici că își întorc capul, se uită la mine. Și atunci mi-aduc aminte că se aude trompeta mea dereglată și trebuie să o las mai încet că îi încurc. Dar am inimă de cântăreț, dar n-am voce de cântăreț. Nu știu de ce nu mi-a dat mie Domnul voce. Aș vrea să vă chem la rugăciune și să încheiem slujba din seara asta și Domnul să atingă inima noastră cu înviorare. Ne ridicăm și cu poporul Domnului ne rugăm.